Peste 650 de elevi din județele Argeș, Bihor, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Ilfov și Timiș au urmat la clasă programul educațional Drum Sigur Abecedar Rutier și au învățat cum să fie în siguranță pe drumurile publice. La al doilea an de implementare, programul educațional Drum Sigur Abecedar Rutier, o inițiativă educațională ce aparține companiei Holcim România în parteneriat cu Junior Achievement România, a ajuns la elevi de ciclul primar din 13 localități. Astăzi a fost rândul elevilor școlii gimnaziale din Stoienești. Astăzi de dimineață, când i-am văzut cât de nerăbdători sunt să întâmpine pentru ultima dată în acest an voluntarii, am înțeles că, într-adevăr, pentru ei a fost cel mai important proiect din acest an, să știți. Deci au așteptat în fiecare lună, mă întrebau, când mai vin voluntarii? Când mai facem activitățile de la Holcim? Și în luna februarie, când doamna Ovejanu le-a spus că pot să poarte acele vestuțe în fiecare zi la ei, a fost o mândrie extraordinară. Noi avem vestuțe, noi suntem în parteneriat cu Holcim, noi desfășurăm o activitate extraordinară. Deoarece este o școală din mediul rural, se presupune după unii că aici nu se întâmplă nimic. Și să știți că am vrut să demonstrăm că se întâmplă multe lucruri la școala noastră de la Stoienești și cu ajutorul dumneavoastră am reușit încă ceva în plus. Prin activități practice și jocuri interactive, elevii au învățat ce înseamnă deplasarea sigură pe drumurile publice, respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei atitudini preventive. Cei mici au fost stimulați să își exprime liber propriile opinii cu privire la siguranța în trafic și au experimentat diferite situații inspirate din viața de zi cu zi. Activitatea în mijlocul elevilor a fost o opțiune foarte bună pentru că am învățat și noi de la ei, am primit niște întrebări foarte bune, la genul dumneavoastră respectați toate regulile pe care ni le spuneți nouă sau doar ni le spuneți și am avut 15 secunde de tăcere, dar în primul rând vrem să responsabilităm persoanele care sunt de vârsta lor să respecte regulile de circulație așa cum ne dorim noi să le respectăm și să fie aproape de noi, pentru că ei sunt viitorul. La ediția pilot, elevii au învățat să-și cunoască mai bine localitatea din perspectiva zonelor celor mai predispuse la incidente rutiere și să exerseze rolul de promotori care atrag atenția celor din jur asupra importanței regulilor de circulație. Sub îndrumarea învățătorilor, a polițiștilor rutieri, dar și a consultanților voluntari ai companiei Holcim România, elevii au devenit mai responsabili în ceea ce privește siguranța lor și a celorlalți pietoni și au învățat reguli care îi fac să fie siguri pe ei atunci când traversează o stradă nesemaforizată. Sunt sigură că ei vor fi promotorii de mâine ai regulilor de circulație, al prevenirii riscurilor și din nou sunt sigură că vor discuta cu părinții, cu frații, cu colegii, cu comunitatea din această comunitate unde ei își desfășoară activitatea și ne vor ajuta ca drumurile noastre să fie mai sigure. Proiectul este dezvoltat pe baza programei de educație rutieră elaborat în 2015 de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, susținând Strategia Națională pentru Siguranța Rutieră 2016-2020, care prevede întărirea rolului educației și a campaniilor de sensibilizare și conștientizare. Clasele participante la proiect beneficiază gratuit de un kit complet de materiale educaționale.